Restanțele abonaților SC Edilul din Câmpul Lung cresc pe zi ce trece, însă o altă problemă majoră cu care societatea se confruntă este branșarea la țeava nouă de apă și canalizare a locatarilor de pe străzile Bucegi, Democrației, Oituz, George Ulieru, Ion Slavici, Walter Mărăcineanu și N. Nicolau. În această situație, cei care locuiesc pe străzile mai sus menționate și nu s-au branșat încă la noile țevi vor rămâne, începând cu data de 15 septembrie, fără apă potabilă pentru că se vor dezafecta conductele vechi. În primul rând vreau să mulțumesc televiziunii Clar TV pentru, în numele Consiliului de Administrație și al Conducerii SC Edilul, pentru interesul manifestat față de problemele cu care ne confruntăm în municipiul Câmpul Lung și comunele limitrofe. Sunt două probleme care o să fac să atenționez locatarii din municipiul Câmpul Lung și comunele limitrofe, două probleme de urgență maximă. Prima problemă se referă la locatarii din municipiul Câmpul Lung de pe străzile Buceci, Democrației, Oituz, George Ulieru, Ion Slavici, Walter Mărcineanu și N. Nicolau. Fac un apel de o urgență mare de tot, pentru că începând cu data de 15 ianuarie 2014, locatarii care nu s-au branșat la țeava nouă de apă și la canalizarea nouă, care prin grija Consiliului Local s-au făcut investiții și aceste străzi s-au dotat conducte noi de apă și de canalizare în domeniul public, începând cu data de 15 ianuarie 2014, vor rămâne fără apă, pentru că se vor dezafecta conductele vechi. Mai mult decât atât, în perioada următoare se va trece la reabilitarea acestor străzi prin consolidare și asfaltare. Și nimeni nu va mai da nicio aprobare pentru spargerea străzilor. Deci până 15 ianuarie 2014, rugăminte mare și interesul locatarilor să aibă apă potabilă curentă, să prezinte de urgență la SC Edilul pentru avize de branșare la apa potabilă și de racordare la canalizare de pe aceste străzi. Pentru că, repet, s-a refăcut rețeaua de apă și canalizare prin eforturi ale Consiliului Local, ale Primăriei și ale SC Edilul, iar rețelele vechi vor fi dezafectate. De asemenea, restanțele uriașe reprezintă o altă problemă foarte mare pentru societatea furnizoare de servicii Edilul CGA. Suma totală a acestor restanțe pe categorii de abonați se ridică la 38 de miliarde lei vechi. În topul rău platnicilor se află asociațiile de locatari proprietari cu o datorie de peste 19 miliarde lei vechi, pe care le urmează agenții economici și instituțiile publice, cu o restanță de 6,7 miliarde de lei. Restanțele abonaților către SC Edilul pentru serviciile prestate referitor la furnizare apă potabilă, preluarea canalizării și facturarea și încasarea gunoiului menajer de la sectorul casnic, adică case din municipiul Câmpul Lung și blocuri din asociații și încasare directă. La data de astăzi, 10 septembrie 2014, abonații din municipiul Câmpul Lung și comunele limitrofe se înregistrează cu o datorie către SC Edilul pentru serviciile prestate, o să vorbesc în lei vechi, să fie mai sugestiv, de 38 de miliarde de lei. Pe categorii de abonați, aceste restanțe sunt repartizate astfel. De departe, pe locul întâi, cu regret și cu părere de rău trebuie să spun, se situează asociațiile de locatari proprietari cu o restanță de 19 miliarde 287 de milioane. Apoi, cu restanțe mult mai mici, sunt agenții economici și instituțiile publice cu o restanță de 6 miliarde 680 de milioane, case din municipiul Câmpul Lung și comunele limitrofe cu o restanță de 6 miliarde 950 de milioane și blocuri cu apartamente cu încasare directă a SC Edilul cu 5 miliarde 90 de milioane. Bineînțeles că pentru recuperarea acestor restanțe, SC Edilul procedează în conformitate cu prevederile legale în vigoare astfel. La 45 de zile de la emiterea facturii și la 30 de zile de la data scadentă, pentru fiecare zi de întârziere, se percep acele penalități, majorări sau dobânzi
la restanță. La 60 de zile de la neachitarea facturii se poate sista apa, iar la 90 de zile se acționează în judecată, adică la 3 luni se acționează în judecată. Acționarea în judecată este destul de gravă, pentru că rău planicul pierde procesul cu noi în baza contractului semnat cu SCE Dilu pentru serviciu prestat, furnizarea de apă potabilă și preluarea canalizării. Pierde procesul, plătește pe lângă factura restantă sau facturile restante, plătește penalitățile care pot dubla factura, plătește cheltuieli de judecată și plătește și executarea silită. Cei care nu pot fi executați că nu au bunuri, pot pierde, sunt executați silit, pot pierde imobilul, apartamentul sau casa.